Salutare, prieteni! Arată-mă și pe mine. Ia să te vedem și pe tine. Salutare, prieteni! Bine ați venit pe canalul Alin de la Strehaia. Prietenile, că ați pus gura pe mine de la atâta mâncare m-ați văzut mâncând, că mi-a fost rău. Am și dormit o oră, dacă de la muzdei ora mi s-a făcut rău și somn. Păi nu stă stare de somn usturoi, nu știi? Da. Și m-a luat somnul imediat și acum am avut poftă la mama să-mi facă macaroane cu brânză de astea pastă. Dar auzi, puteam să le facem la oala aia lui Tecnu. Știi? Lasă-mă cu oala. Îmi face free fryer-ul ăla de astea. Lasă-mă, facem cum făceam de multă oala, că nu-i mie oala. Nu, oala, nu le mai băgai la cuptor. Băi n-ai. Dar nu știu dacă nu face aia. Că ești cu și ne trebuie oricum o cutie de aia de copt. Ca să poți să le faci. Nu foaie, nu foaie, e ca o de-aia, tapă de-aia, tăviță de carton. Să le facem așa, cum făcea de mult, bunici, cum făcea lumea, nu era modernizat, acum oala aia de, ce oală e de pământ, știi? Nu e ca friptoza aia care o avem noi la șormerie, știi? Și de ce n-am mâncat în ea și nu mănâncă altceva? Că n-a folosit-o. N-a folosit-o. A dat-o și pe mine nu-i bine. Cu mănâncă altceva. E baia, e o friptoză care face cu aer cald, în loc să facă cu ulei. Și crezi că mănâncă așa ceva? Și la cumpăra să facă rânză. Și Olga i-a făcut, Olga i-a făcut, Olga i-a făcut compot de miere. Auzi, da, dar cred că au luat să facă rânză la ăla, la oală, la free fryer. Uitați, mama, și-a luat șorți. Ce ai făcut, Alex? M-a bătut. Cine? Mami. Cred că Pero. Ce faci, mă, Alex, mă? Nimic, stau. Curge sânge din nas. Ești cu minte? Males. Alex, ia loc, vreau să discut cu tine. Așa mi se văd. Vrei să umbli cu mine de acum să fii cameramanul meu? Nu. De ce? E greu. Îți dau salariu. Cum e greu? E greu. Hai să luăm pe Alex cameramanul nostru, auzi că e greu. Era pe Fane, unde suntem acasă. Și Fane? Auzi, le-au pe Fane, auzi. El face alte filmări, el face muzică, altceva. Știi că m-am apucat de muzică? Am cântat melodii la studio? A, să ți-o pun să asculti. Da, vedeți și am făcut melodii. Ce debiu următorul? Trep, nu manele. Trep, să vezi. Și de-aia pe debiu următorul Țancă Uragan. Nu, Țancă Uragan, stai să vezi. Trep. Dacă vezi melodia mea, nu știi? Nu, cum de unde știi? M-am uitat. Ce să zic? Am făcut-o, nu ești finalizată, dați-o râs. Bună, ia vino. Botelia mea. Vino puțin. Beapta. Stai, nu mai îmi pupa mâna, ia vino. Am mai cumpărat și eu baterii. Ce baterii? Vreau să le pună pe ale noi care am dus. La ce? Omesale, acolo, numai că nu. Păi nu, baterii. Am băgat vechi, da. Stai, baterii la ce? Și ale unor nu le-am cumpărat. La Xbox. Le-am cumpărat o nașă, am dus-o pe ale vechi. Le-a descăpus și le-a amestecat, că erau toverzi. Dar tu mai bine ai văzut că s-au făcut ăla. Ce? A, acum e baterii că s-au pus. Ce la? Dă-i că un strâmb acolo, că n-am văzut. Da, e strâmb suportul. E de la care are munții. E suportul de la televizor și pe urmă. A, nu se. Bă, pompe, dar trebuie să mai ajung și noi ca să dai geamță acolo. A? A, nu se vede. Nu trebuie să-i pună bădurii mai tare. S-a făcut baterii mai. Cred că nu-ți pune baterie. Dă-i strâmbă ăla. Ia să văd și o butelie a mea. Ia bine. Ca să lumineze. Știi cum am făcut lăutar cânt? Am făcut melodie la studio. Ia cânte. Ți-o pun după aia să o asculti. A, da, la Alex, nu? Da. Nu, aș vrea să cânt o parte, dar mi-e să fie și cară, dar n-am dat. Ia, tăceți. Da, mișto. Vezi și mișto Mihaela. E mișto, l-am văzut. Eu l-am cumpărat. Mă, ia vino. Vino, stai și cu mine, vorbește și cu mine pe vlog, te rog, vino. Ia vezi, Mihaela, ne vedem cu botelia grasă. Ai văzut cum soarea și hai să arăți, care era prieten, butelia, uite-o. Frate lângă frate. Atunci când e, moare un dușman pe oră. Bate palma, frate. Noi suntem o forță. Zi. Da. Bate palma. Forța leu. Bravo, butelie. Uite-l Miha pe butelie. Da, butelie. Uite-l, măi, eu vreau să-l iau cu Mihai, vreau să spun ceva. Oh, mă, bine. Cu ce echipă
E câte chile are? Mexicanii sau reii au adus pe scaun? Bă, nu țin cu nicio echipă, că nu-mi place fotbalul mie. Bă, câte chile are? Bă, Mihela! Ca rege! Să nu scapi! Cum ar fi să-i de laptele astea cu biberon? Stai! Nu, din rege, Peleu sau pe Mex la rege? Peleu sau pe Mex? Ia, stai, cum? Pe cum să le alegă pe Mex? Nu, mă, pe ce echipă e aia? Nu știu. Da, nu, poate nu. Mă, iar v-a spictat. Bă, am luat bătaie. Uite-și pe asta. Am luat bătaie. Budelie. La cutie. Bă, vine să scrii pe o față, că ți-mi trebuie haine și pe aia. Nu se mai are. Brânzica. Cum? Pune-le pe toate cum ești gata. Pe pachete. Bagă să mâncăm în forță. Iar facem și de bagi. Pielea l-a fost mai înainte, trebuie să mai târziu. N-are nimic, da? Așa facem noi după... Nu facem noi de obicei, nu? Păi cum? Nu facem noi frumos. Ce o astea așa lungi? O, de casă. De casă? De-a dus cineva 30 ani. O fi de gâscă? Uite, nu mai avem. O fi de gâscă? O. Auzi, dar alea de gâscă în tigaie au alt gust față de alea de găină, nu? Sunt, dar sunt mai grele, nu? Dar ce, mai bune? Sau mai grele? Mihaela, ouăle de gâscă, am văzut la tine la țară. Au diferite la gust? Bă, nu știu, n-am mâncat o de gâscă, că nu-mi plac. Dar am auzit că-s mai bune. Mi-e mai mari. Habar, nu. Mai sunt mișto așa cum arată. Sau, mai... dar ai văzut pe TikTok alea de struț, mari de tot. Ce? Nu, dintr-un nou, cred că mănâncă născuți oameni. Sună și un om de a avea viței de vânzare ieftin și aici să nu mai are viței, are struț. Vreau să cumpărați un struț. Vreau unul să-l țimp în curte pe aici, pe la maică ta. Te bate. Sau fii atentă. Vrei să-ți luăm cadou un struț? Te încântă ideea. Ce să fac? Ăla mănâncă și cu mine. Păi da, dar ce se face ăla? Ăla vine și te bate cu oarecle. Îți dă cu cioc în cap. Poți să-l pui când te enervează ăștia, pe-n curte dai drumul la struț. Simba! Dar ce faci cu asta? Nu mai are camera. Nu mai are pionul să pună în panici. Nu știu, dezastru acolo cu patrona. Nu mai are baia să-și facă duș pe aici, acolo nu face duș aici. Păi bine, camera e ce trebuie să modifice? Baia și piciorul în baie, nici. Că stai puțin, de ce jos fac camera? Nu face baia aceea. A pus și polițieri înăuntru, am văzut găuri în pereți. Găuri în pereți și au pus polițieri care se pune pe din afară, că și nu, nu, nu. Și le vine să pună pe interior, nu de exterior. În casă se pune negru de la subțire. Da, știu. S-a pus gros, dar ascultă-mă. De ce n-au dat ei cu glet și cu culoare frumos, simplu? Tine ce mai ajută la polistirenă. Chituit, gletuit și gata. Au încă cine trebuie lor polistirenă acum? Să fie cald acolo. Cald, tot nu e cald. Lasă-mă, frate. Și să pui măcar de care trebuie subțire. Și cum a rămas până la urmă cu lucrarea? Nimic. Omul moare aici, sculele tot. Ei nu știu ce vor să aducă altă trupă. Altă echipă, altă trupă. Păi dacă trebuia să construiesc o casă de la început, cum e asta mare? Cred că o făceau în 10 ani. Dacă era după partea lui Leon, nu mai făcea niciun pereche asta. Asta că stă patronul. A stat el omul de a vorbi cu oamenii frumos, de a făcut casa, nu bine Leon. Mă, dacă îți se punea tata cu patron, acum să fac o casă ca asta? Niciodată. Nu vreau să-mi imaginez ce era. Mă, dacă acum... Bă, dar să-ți imaginezi echipa cu ei, dacă ne punem și noi peste un an, doi să mai facem o casă? Da. Bă, dar când se enervează, o zi de râmă, o zi fără râmă. Și oameni, cred că 100 de echipi. Cel puțin. Oameni, constructori. 100 e puțin. Da. Le suplicisesc de oamenii care lucrează și aduce altă echipă nouă. A adus altă acum, doi. Mâine, când vine? Pe mine vine schimbul 4. A 4-a echipă, trupa, a 4-a. Păi nu înțeleg de ce nu finalizează nicio echipă lucrarea. Leonardo, nu mai da cu picioarele așa. Nu mai fac rogie. Mă, ce-i tu? Nu, mai că Leo trebuie face așa. Mă, de ce o pup tu pe Mihela? Gata. Dă-te la bunicul tău, la Max. Ia, mă, mă, ia-și rețele, omenii, știi ce. Bă, ai sticul ăsta. Bă, ai mai fost, mă, la bunicul tău. Lasă-te, nu dă la Leo. Azi, unde-i bună mea? Nu mai e bună. Hai să lasă. Da, hai să ieși. Ei, da, scură. O! Lasă. Vreau să te șterg pe ochi, că îți dai pe haine.
Gata, brânzica merge. Ia de brânză puțină, de parte de macaroni. Da. Mai bine. Lasă că la baie se spală. David, vino încoa. 3 pachete de macaroni. Vino să vezi ce facem, David. Gata, Leonardo. Hai că nu mai dați cu ușile. Oh. Mamă, dă cu ușile și cu picioarele așa. Dar cine e la bucătărie? Tata Leo. Georgiana. Așa mă înțeles și eu, tata Leo. Așa, Mihai. Echipa de șoc. Zic eu. Da, da. E acolo. Nu știu ce parânță, ce fac? Păi am stat acolo. Au fost și aici, mai vine aici, mai pleacă acolo. Erau acolo mai mulți, cu Tuna, Marița, toți, am stat, am frecat rânzele alea cu sare, ca să strice și după aia am plecat acolo, ne-am mai rămas, am mai rămas, nu știu, tata Leo, Georgi și nu mai știu cine. Da. Chiar nu știu. Dar nu știu ce s-a dat, este un om operat. Păi știam că de dimineață stă în frig în bucătărie, nu stăteam pat. Și foc sobă, nu. Și operația... Dacă e foc în sumă, nu face față. Știi că nu face față sumă. Auzi, și doctorul a zis să țină 3 luni burtiera pe el. Operația încă 3 săptămâni firele, că nu e făcută. Nu e voie multe furt. Că mama, care nu a fost așa de grav și a făcut un regim 3-4 luni. Mama! Păi și lui a zis minim 3 luni, 5 luni. Ce? Și Stella și doamna Stella. Mamă, Stella Stipă, Stella nu mai poate să țină după el toată ziua prin curte. Azi. Ce s-a ținut? L-a păzit Stella non-stop. Ce? S-a ținut Stella după el din gură toată ziua. Păi Stella vine la mine, spune să face regim, mai aia, una alta. Și când a văzut Stella ce a făcut aseară, a adus femeia, zic numai. A văzut și pe patroana că n-ai cu un pui de casă, a adus femeia ciorbă azi dimineața. Și când vede că el nu mănâncă ce aduce femeia, mănâncă regim și mănâncă alte alea, n-ai cum să te ții. Dar a văzut ce face cu patroana toată ziua în bucătărie. N-ai cum, da, n-ai cum să te ții la el. N-ai cum, dar trebuie... N-ai cum, pentru că femeia a văzut. Stai, dar Olga unde e cu Bogdan? Mă, erau. Erau, dar acum mai rămâne și Olga cu Bogdan. Au plecat? Au plecat, o patruma mare unde sunt. Păi și s-a învățat Olga, vine cu trenul, se satură, se urcă în tren și fuge. Cum cu trenul? Unde e mașina? Pe cu trenul. A vândut-o. A vândut-o. A dat-o cu 1500. Și i-a dat pe ea? 3000. 3000. De ce? A zis că trebuie să dea bani la caraula, că a luat niște bani. La caraula. Și la neamurile lui Bogdan și... Și-a vândut-o... La jumătate de preț. Jumătate de preț și s-a distrus și ea. Și era și cu numele. Era bună și înscrisese pe numele lui patrona, numele tot. Vai de bine, și alta care vine nu e așa bună. Da. Lasă și gândește-te că... Pune și apă. Nu mai spui că măcar își făcea treaba, s-a urcat mașină și venea unde avea treabă. Și cum acum? Avem cu trenul? A venit cu trenul, da. De la Creva până aici. Da. A dat mașina, a dat-o și afară din apartament. A luat apartament. Și că a dat-o afară din apartament de la TikTok. De ce? Că făcea Bogdan TikTok și urlau. Da, da. De la provocări. Da. Vezi ce face filmările? Este că mă sună Albin. Gata, am revenit, prieteni. Ia să vedem ce am mai făcut mama între timp. Am filmat, că n-am legat. Macarale. Nu de lume din mine cu sita asta mică. Ce sita e, doamne? Ne faci de râsul lumii, să râdă țară de păi lume. Păi da, trebuie să mă duc afară să caut tăcătoarea mare. Acum nu nimeni mă duc. Foc și cu asta. Nu. Nu am nimic. Trebuie aia, măi, luăm din Buda. Mă duc să iau? O, Mihan. Cum ai putut? Uite, de la Istanbul, n-am mai fost și eu la Istanbul. Eu am uitat că am fost la Istanbul, Mihaela. Mi-am amintit acum cu magneții ăștia. Când mergi și la Istanbul, mamă? A? Când iei banii de la YouTube, mergem pe banii tăi. Da. Aia mai zic. Mergem și pe asta. Da. Îi și o căsă foc. Da. Vă bine că am fost la Istanbul. Păi la caz, gândim numai așa. Trebuie să te gândești și ce mănânci după aia acasă. Hai trebuie să și plimbi, să mai și trăiești. Păi și ce mănânci acasă? Ce faci? Las că de mâncat găsim numai mâncare toată ziua, mâncăm. Dar
curent. Lasă curent. Ăștia. Trebuie să te duc la un psiholog să vorbești cu el despre curent. Da? Trebuie. Da, așa stă. Bine. Păi, dar pe voi nu vă mănâncă în creier pe niciunul de curent. Pe patru ani nu. Pe și el când vine acasă și vrea să dă drumul la bec și vede că le-a luminat, spui, Aline, trebuie să aprinzi lumina de la un psiholog. N-ai cum, Aline. Nu, vreau să mergem să facem consiliu de familie, toți la un psiholog care i-am filmat, consiliu de la de grup, să vorbim despre problema cu curentul, să o clarificăm. Păi dacă nu plătesc, mă, cum să nu mă inerez? Păi se convingă psihologul să plătească factura. Ăștia de mâini. Ăștia au obsesii și nu o plătesc, trebuie niciodată, dus. Niciodată, dar mâncare cumpără. Păi trebuie la psiholog. Păi dacă nu e stare să ia un hidropon, Aline, să spălăm cu vale, să faci un hidropon, yes. Să în baie și rămâne fără apă în baie. Dar nu știu. Oh. Nu știu. Ce părere, Mihaela? Nu știu cum să ajungem în tratative. Chiar nu știu cum să facem cu ei. Vezi cât mă chinui că nu ne-am dus rău în sita. Eu am zis să nu mai merg. Ia stai că sună tata acum. Da. Da? Gata, a sunat, am rezolvat. Păi gata, și cuptorul e încălzit? I-am dat drumul, Aline. Uite. Amen. I-am dat drumul. Merge curentul. Merge. E frumos? Da. Da, e mai luminată bucătărie, să vedem mai clar. Da, și mie îmi place să lumină multă, da, mă doare inima. La factura nu vă mai place. Și nu-mi place de ce. Facturescu. Dă-o la fanii tăi factura. Lasă-o pe mâna lor. Să vezi ce s-a trăit. Fără moștenire pe factură. Da, cum a zis Sica. Am dat facturile la... Îmi plătește altcineva cu mine. Da. Vezi? Hai bine, prieten. Să mai urmări și pe Sica, vei supăra și eu. Dacă nu postează, ce să urmăresc? Ba, da, postează. A postat? Să mai facă și el acolo, ca să trăiască. Tot eu sunt de-aia bună, dai ce-o spus acolo. Și unde-i stic? Mai face și el. Mai pune și parcă, n-ai văzut? Da. Ai văzut că pune parcă? Așa e. A vorbit de voi? Da, s-a sentat cu noi. Ce? Păi nu. Nu știu, pe vlog, că te-am trădat. Că te-am trădat noi, cu Dana, nu știu. De ce de ziua mea cu voi, nu știu ce cum. Păi da, dar cine ți-a pus, nici n-am știut, te-ai că mi-am pus-o și nici el n-a știut. Da. Și zic, auzi, am pus-o cadou de ziua ta. Ce să știe, Leu? Dar nu, na, nu și-a dat seama nici el. El nu e vizor, e bun. Mi-a văzut mie rău dacă m-a văzut cu ce vine bun să mă acolo, mama ta, așa ceva. Nu? Da. Patronul unde e? Stă în cameră. Doarme? Păi nu mai, nu mai vrea să ia legătura. S-a săturat și patronul cu noi. Fuge de el și n-are unde să fugă, că nu mai are cameră. El nu are casă, el a rugat pe casa distrusă și n-are unde să dea capul, înțelegi? Păi eu dacă era așa, să n-am un față mai mare, dar nu. Unde să te ducă? Nu știu. În casa nu se mai termină, niciodată. E brânză cam puțină, dar am pus-o mult, cu ce să fac? Asta am avut-o în frigider. Merge și așa, sunt... N-am avut brânză pentru macarone, am avut brânză așa pentru... Păi da, sunt macarone cu urme de brânză. A, urmă de ou, cum sunt macarone cu urme de ou, alea de brânză. Da, de conțin urme de ou. Ei, las că e bine, a? Las că e bine. Am pus esența, am pus tot ce trebuie, da? Mamă, acum la cuptor, uite, mergeam la free fryer-ul ăla acum așa. Păi numai că le punem cu tot cu ala. Da, eu. Păi cum așa? În oală eu asta? Eu am măsurat, merge oala, am pus-o, nu spui aia pe păi, cuptor. Stai puțin că merge, dar în oală, în tavă? Da, nu mai vreau în tavă. Păi să fac? Se fac că e oala mai bună, nu? Nu știu. Decât în tavă să se ardă... Cred că da. E mai bună oala asta, nu? Rămân mai moi, nu mai se usucă în tavă, rămân uscat, subțire, iar se face coaja aia, știi? Cine știe? Nu, mai facem oala asta, dar nu cred că merge. Noi n-am măsurat. Am măsurat? Ce să mai măsur? Păi și dacă nu intră în cuptor? Las că intră. Intră? Am pus și trei ouă, așa le-am bătut, să le punem deasupra, știi? În afară ce-am pus în compoziția aia, ouă deasupra le-am bătut așa.
Dar Mihaela nu mănâncă macaroni ieri. Cum nu? Ce ține spa macaroni? Noi n-am mâncat. Când a dus lui o tava bună, și noi am rămas cu ele alții. Parcă nu știu că mi-e plăcea și azi una aia. Dar și eu am mâncat, eu am mai mâncat și noapte din ele. Azi. Chiar au fost bune. Am mâncat de scumpă. Nu mai cine nu i-a făcut macaroni? David? David mănâncă. Aaa, David mănâncă, nu? David oricum, parcă nu mănâncă de asta. De ce? Că are, că-i brânză în ele. Uite cardul ăsta la Ion, până acum mi l-a dus de uț. Scrie pe la Linde la Strehaia. Și am vândut telefonul Ion. Da. Uitați-mi cardul la Ion, făcuse-mi patru omul, lăsați-mi cardul la el să trăiască, să-și ia mâncare în fiecare zi. Și tot eu sunt devină prieten, spuneți că eu sunt, nu știu cum. I-am dat telefon, i-am dat card, apartament, 3-4 luni de zile. Ar. Și tot eu nu sunt bun, nu? Atunci țineți-l voi. Păi așa e. Dacă vă vorbite ușa ce mine nu a făcut acasă, că nu era de la să stea cu mine, cu copiii. L-am adus odată să stea cu Leonardo, în cameră, ce-a făcut? Nu mai spun. Eu nu știu cum să iei de pe copii. Da. Să iei, să-i cucuiască, mă vezi. Așa că trebuie să fac macaroane, nu o să stau cu copii să-i fac. Mai, mai. Las. Hai, prieteni, că încheiem și noi filmare aici. Macaroanele o să filmăm pe alt canal cum ne mâncăm. Vă pupăm, vă dorim o zi minunată, o seară frumoasă, de fapt o zi minunată. Și ne vedem mai târziu. Pa, pa.